Cheers și la mulți ani în România și bine ați venit de Crăciun acasă. Îmi dau seama că-s bătrân când după la mulți ani în România vine în gândul meu la mulți ani pe TV. Eu m-am săturat. Eu am mai bătrân decât de 1 decembrie nu m-am simțit niciodată. De ce? A venit doamna Mareță la mine. Eu m-am simțit bătrân pentru că am fost la pe 30 la Budapesta. Zic. Și am venit înapoi noaptea cu trenul. Și după ce am pierdut o noapte din care am dormit un pic pe tren, practic am pierdut o jumătate de noapte. Cu ce tren te-ai dus? Cu ăla? Cu Viena Express? Cu Viena, ăla? A ajuns la minutul la care trebuia să ajungă în Budapesta. Și avem în pula mea la celălalt, noi trei români. Și pentru că n-am vrut să stăm să pierdem o noapte pe cazare și pe din astea, și am luat trenul imediat următor înapoi, care mergea din Budapesta la Arad. Din Arad am luat Timișoara-Iași. Trenul foamei, sârma. Da. Și de la Timișoara. Asta e elegant cu care ai fost adus. Da, e ok. Nu e elegant, dar e ok. Stai mă că am mers și eu. Nu e ăla care merge până în Viena. Ba da. Ba, am fost. Bine ba. Ai venit. Da. Acceleratul de Viena, da, e sarcă. Și de la Timișoara până la Arad, trenul a făcut 2 ore întârziere. De la Timișoara la Arad, sunt 40 de kilometri. Știu. Vedeai Timișoara și trenul cum stă. Dar eu cred că recuperează pe partea de Ungaria. Cum trece la unguri întârzierea, dacă ai zis că a ajuns? Dumnezeite, de ce fereași. Încolo a mers bine, dar înapoi am venit de la Arad la Cluj. Că am venit cu 2 trenuri. S-a fost greu. Ce s-a făcut la Budapesta? Am fost la Jim Jeffries. La stand-up la Jim Jeffries. Care nu a ajuns până în România, că nu... Că nu. Se uită fiecare comedian de ăsta mare, se uită pe harta Europei și unii îndrăznesc să meargă mai mult în est decât ceilalți. Jim Jeffries a venit până la Budapesta, Ricky Gervais vine până la Viena. Și mă era în copilărie și aruncat cuțitul, știi? Da. Alea. Și mi-am luat bilet și la Jim și la Gervais și acolo mă duc cu trenul, dar vin cu avionul. Și mai ieftin avionul decât trenul. Oh, shit. E 23 de euro biletul de avion. Viena, Cluj. Păi da, te duci numai să te duci în San Stefan acolo la piață să bei un Brauschwurz și să vii acasă. Da. Să postezi ca pizdele check-in în aeroport. Și mi-am dat seama feeling tired for flying again. Era campanie la Wizz și aseară la fără 10, la 12 fără 10 m-am uitat și am zis să-mi iau Larnaca. N-avem cum să te sun la ora aia să te întreb, că tu ai la Larnaca ai fost. Dorm la ora aia deja de 2 ore. Și am stat și n-am mai luat până la urmă. Ar fi fost 120 de lei. Du-te, taci! Trebuie să te duci. Când? La banii cu tot, cu tot te duci numai să te... Și fără să mă întrebi. Te cu duci... tot cu discount cu Wizz și astăzi m-am uitat, era 200 și ceva, deci cu 100 de lei mai mult. Te duci la care Larnaca, care diferență de o masă. Pe acolo, mai, na. Larnaca e la capătul aeroportului, chiar la capătul orașului, din el intri direct în Mackenzie Beach. O fâșie lungă de plajă, mai, este o minune. Și acum iarna? Și acum iarna. Acum am înțeles că totuși deschis, pentru că orășel nu-i doar turistic. Da, dar nu ninge ca la noi, deci ok. Nu, erau 20 grade, îți dai seama că... Nu ne ținem că-s bătrâni. Că după ce am pierdut o jumătate de noapte, duminică seara, eram teleghidat. Nu mă stăteam și respiram greu. Și mi-am adus aminte, bă, în 2006, în vară, am dormit, nu știu, 12 ore toată vara. Acum le plătești. Și acum stăteam așa. De aia ai stat așa, că ai fost foarte discret. Bine, oricum ești discret. Ne întreabă... Da, și te oboseală că dar nici n-ai scris pe Facebook. Ne întreabă lumea, mai ales în perioada asta, e foarte mult de lucru la evenimente, și ne întreabă care, cum venim. Și vorbesc cu băieții, îi întrebă care mergem, fii atent, compania asta, 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 trebuie să facem, care aveți timp de MC. Tibi e singurul care întreabă, când e, atunci, e ziua sau seara? Păi seara, Tibi, că e party. Nu mă duc. Târziu, e după ora mea de culcare. Deci dacă ați putea să dați, să aduceți angajații, nu la 6-7 ca orice party de Crăciun, ci pe la 2-3 și tortul să-l dați pe la 7 seara, la 8 sarmale, să ajungă Tibi acasă, vine. Tort și sarmale. Câte au nostalgia ca tematică? Știi că a fost anul cu nostalgia, da. Cu... 18 companii au nostalgia, da. 2 au glamour. A fost aia cu vreo câțiva ani, era cu The Great Gatsby. Marley Gatsby a fost, da, o perioadă în care Gatsby încă mai vine, încă mai vine, Gatsby vine. Glow in the Dark, cum ai Winter fost, Wonderland, așa o modă. Winter Wonderland, al negru. N-am. Snow Silver, ceva cu zăpadă, cu... Întotdeauna vei avea un Hollywood
five star luxurious, nu știu ce. Dacă vreți să arătați bine la petrecerea de firmă și vreți să intrați în rochia aia pe care ați cumpărat-o cu un număr mai mic, așa la mod optimist, ca să vă încurajați să scăpați de câteva kilograme. Deci dacă vreți și aveți 3-4 zile libere să dați vă deshidratați 4-5 kg, enterocolită, bă, recomand. Man, atât ai de, te odihnești, trece timpul, nici nu simți acolo. Mă, am stat chircit în pat, am făcut febră musculară de la frisoane. Cum am... Bă, așa rău a fost. Dar te odihnești? Nu te odihnești deloc și nu dormi. Nu dormi de ce? Că te cheamă natura, te caci că de nu. Că dore totul. Trebuie să fii obosit ca să adormi și când ești odihnit, dar stricat, nu vine visul. Nu-ți vin nici idei. Zero creativitate. Nimic. Să scrii pe culmile disperării sau ceva. Pe așa nu cât ți-a luat enterocolită de asta. Că da. Și ieftină. E o chestie scumpă. Și să e mai ieftină ca sida. Stai să termine enterocolită. Bine, da. Bine, senzația... 3 kg în 3 zile, am înțeles? Cel puțin. Senzația e că ești un pic exorcizat și iese demonul din tine prin cur. Rate. Știi? Cam aia. Aia e nasol. Presupun că nu mănânci nimic, că ești teleghidat. 2 zile n-am mâncat, eu. Ce dracu caci 2 zile? Nu vreau să răspund la întrebarea asta. Retorică, iertați. M-am prins la masă, poftă bună, scuze. Deci n-ai mâncat nimic în timpul ăsta. Tot ce acumulezi în timpul anului, e faci o curățenie așa de Crăciun. Asta voiam să zic. Deci până la urmă cred că este o mare... De la service vin acum, am luat 4 litri de antigel, era așa un scârmâz, era ruginit. Eu n-am auzit de scos apa din radiator cu antigel. Nu, asta mea era foarte... Îi faci un ciclu. Îi faci un ciclu. Da, zicea omul. Așa ceva. De curățare. Era ca o spumă de espresso ca lumea după o curățare. Că l-am și întrebat pe om. Acum e curată? Nu. Nu, no, măcar am încercat. Nu știu de ce. Și povesteam cu Costi în Budapesta că e un pic la alt nivel târgul de Crăciun de acolo și de fiecare dată când vezi... Ce la alt nivel? Adică e mai ieftin ca asta sau cum? E un pic mai drăguț. E un pic la... Dar e foarte drăguț ăsta de la noi. E foarte drăguț, dar nu l-aș pune în alea 20 din Europa. Sau, nu știu, articolul că e printre cele mai primele târguri. E nominalizat. Cunoștea pe cineva. Știi, pe IMDb că toate filmele românești au peste 9. Da, același lucru. Da. Bine, este nominalizat, adică e vorba de această generație a incluziunii. Când noi eram la școală, voi știți, era locul 1, locul 2, premiu 1, 2, 3 și eventual diploma, toată lumea pleacă acasă cu ceva călcat. Ești, uite, și Clujul. La Budapesta este unul mare și pentru că la mare e sold out, s-a mai făcut unul după, mai mic. Și ăla spectacol, așa a zis Costi. Deci sunt mai multe și ăla mai mic, cumva... Târg de Crăciun 2, că nici nu are nume principal, știi, ca și Halebardier 3. Așa o aia, te lulesc mai mult. Păi frumos, frumos, am mâncat bine și am fost la spectacol și a fost excelent. Dar ce are în plus târgul ăla? Mai mulți vendori, mai șmecheri vendori? Mai mulți unguri, bă, ce să aibă? Cui pasă de vendori? Că nu se duce nimeni să-și cumpere blănuri. Nu, vendori de mâncare, la asta mai vin. Cât ai dat pe un vin fiert? Nu, am luat vin fiert, că eram cu trenul. Că mie după mi se pare că avem foarte mult. Acum, mai ales anul ăsta, și arată bine, dar sunt foarte mulți vânzători de tot felul, de nebunii. Și toate cu versuri, cu replici drăguțe, opus și în ungurește, că s-o supărat, musai. Majoritatea sunt inutile, că sunt chestii pe care nu le-ai cumpărat dintr-un târg, din piață, uite așa. Ajunge să fie vin fiert, prăjiturică, cârnați. Păi asta zic că la noi sunt multe acum. Nu știu ce ar putea avea ungurii. Mai mult. Mai mare. Mai primi. Mai frumos. Noi, ce? Deci data asta ți-o dat-o și la calitate și la cantitate. Lasă un trăzut. Ce ar putea fi? Da. În fine. Deci, Tibi, și te-ai dus tu cu cine te-ai dus? Cu Dia sau cu tu cu Costi? Eu le-am luat pentru mine și pentru Dia. Și când a văzut care e traseu, a zis, nu-ți găsești un băiat să te duci cu el și să nu mă deranjezi pe mine să merg pe noaptea. Oh my God. Și m-am zis cu Costi. Și la următor mă duc cu ea, la Ricky. La Ricky. Da. Mai puțin, cine e Costi? Că nu e nici Dragoș, nici Copul. Cine e Costi? Costi este unul dintre cei mai buni stand-up-uri clujeni, cu cea mai rapidă ascensiune. Păi da. Care anul trecut, când am văzut la open mic, era îmbrăcat cum eram eu la Servus Stock.
dar foarte frumos, cravat, cu papion, și cu supretele. Și cămașă neagră. Și am zis, ok. Și acum am mai făcut niște stand-up și pe 20 are chiar o oră singur. Dar nu asta era problema, că era îmbrăcat ca ospătarul sau ca... Și avea material rău. Da. Am trecut... Bine, noi care nu făcuserăm la momentul respectiv stand-up, judecam la stand-up. Noi eram în jură fără... Niște oameni care nu făcuseră stand-up, judecau stand-up, era ai umor. După aia omul a explodat, așa a făcut. Și face bine. Nu că... Cine îl cunoaște s-ar putea gândi că a explodat, că s-a și îngreșat. De fapt, când a întrebat acolo... Și Tibiu a explodat, v-a zis mai devreme la interocolită, dar în alt fel. Și el întreba chestia dacă e voie cu ghiozdan la spectacol, dar el are cu ghiozdan, uite. E băiatul de la Flora și Faima. Da. La care nu ai mers tu. Nu. Nu că îl știi, iată. Da. Nu că știi despre cine vorbești. Băiatul ăla care pare, e cu păr și... Și care vorbește. Și care, da. Și are... Apropo de chestia asta, eram în gara în Budapesta și așteptam trenul și ne abordează un românache. Las-o, draci! Și ne abordează... În Budapesta, pe peron, ne abordează un românache. Băieții, v-am văzut așa, că aveți bilete. Și știi chestia asta că te alegi de orice ca să abordezi pe cineva. Băieții, v-am văzut așa cu geci. V-am văzut că sunteți doi și mergeți. Așa. Mai am niște locuri la vagonul de dormit, nu? Să vă bage în vagonul de dormit? Adică noi aveam bilete dincolo, dar el dacă primea ceva putea să ne aranjeze să mergem la vagonul de dormit, pentru că nu știu, era vagonul lui, cred. Ceva. Cred că avea o combinație pe la CFR și și-a legat și el un vagon așa de tren. La mecanic, meștere, cât trage ăsta? Păi 600 de tone. Și câte vagoane ai? 3. Meștere, mai pune unul că nu simte. Mai am un litru de motorină până la curs. Nu mai cu vagonul până la... De inspirație biblică sau bisericească, unde sunt 3, mai încape al 4-lea. Ceva de genul ăsta. Asta la sex, mă. Da. Și ăsta era cu tren B&B-ul acolo în gară și oferea... Tren B&B-ul. Foarte dragul. I-am zis și bla bla tren, dar cred că tren B&B sună mai tren bine. B&B, tren B&B, B&B, că bla bla tren ar fi că numai te duce, nu te... Dacă era vagon normal, da. Da. Era bla bla. Bla bla car, ciu-ciu tren. Fii atent, apropo de abordat. Ne-am întors din Tenerife și am oprit o zi și o noapte, am stat și în Madrid. Că așa erau legăturile. Da, așa zic că a fost frumos. Cel mai frumos, honestly. Și voi ați văzut, multe și eu am văzut. Și ăla nordice și sub. Bă, Madridul ăsta m-a spart cât e de frumos. Plin Madridul, colorat, plin de viață, de oameni. Era călduț și împodobeau într-o piață dita mai pomul de Crăciun. De copilul nu mai înțeles nimic. Palmierul de Crăciun la ei. Da, dar asta era brad, dar nu brad adevărat, structură de brad metalic îmbrăcată. Dar la ei vine Moș Crăciun sau e cu ungerul ca la unguri? Cred că le vine un papa lui. Vine, mă, vine cum. Vine Felix Navidad. Vine Felix. Felix Navidad. Vine Felix. Și cum eram acolo? Telopo. Da. Treceam pe trotuar, lume, copii, tot, mă uitam în tot felul de chestii, mașini, circulație, bară la bară lângă noi. Tot aud un claxon. Tin-tin. Toată lumea se uită pe cine. Mă uit și eu. Un S-Class. Dube de transport, taxiuri și un S-Class. Lung, Mercedes, mare, tot. Ne uităm. Și când mă uit, îmi păcea semn. A, zic, nu, no, se uită la aia de după. Mă uit lângă mine. No. Te chema să-i speli pe albrizul. Țigane, hai. Foarte drăguț. Dă-i claxon, dă-i cu mâna, dă-i claxon, dă-i cu mâna. Madrid. Mă întorc și mă uit cu cine vorbe. Lângă mine nimeni, lumea prin vitrine. Mă, ce-a fost cel mai simpatic, că de la volan mi-a zis, fără să vorbească și să mișcau mașinile, direct ca să nu mai caut cu privirea. Asta e limbajul internațional a semnilor, ăsta e Haurenț. Dar el nu zicea Haurenț, că zicea Laurenț. Bine, ăsta e fostul Tiriac, de fapt. Am râs, nu te uita, că tu, ok. Bine, mersi. M-a amuzat gestul, nici nu da geamul jos, că era prea mare cheltuiala să mă salut și a făcut mă aprindeam. Nu căuta, că tu. Bine, mersi. Și ai zis că ai dormit în Arad, în gara. Și că n-ai voie să dai, asta mi se pare o chestie super românească. Da. N-ai voie să dormi. Vin jandarmii și te scot din gara? Jandarmii, vin firmă privată, nu? Paznicii de farmacie.
Dar tu poți să stai în cur. În cur, da. Dar nu cu ochii închiși și în inconștiență. Că nu mi-e place ideea să fii tu într-un loc mai bun. În gară, în Arad, nu poți să stai, trebuie să stai în cur, trează, ok? Dacă închizi ochii, te trezesc că ea nu dormiți. Păi dacă îți dea de farmacie aia, îți bătrâni și le ciudă că nu mai au somn. Aia era. Că sunt mă pensionari de ea. Unul din ăla. Domne, fute ea și mâine. Un frijit din ăla care stătea geaca pe el așa. Dar au probă la angajare, știi că n-au probă fizică, au probă de trezit oameni care trezește. Vă puteți bate în caz de ceva? Nu, dar poți să-i trezești de pupii dracu. Man, și dormea Costi, cred că dormea de vreo jumătate de oră și dormea cumva așa, foarte liniștit. Și vine paznicul la el și domnul, ăsta nimic. Și domnul, și se trezește ăsta buimac și cu un picior amorțit. Și vrea să se ridice și nu poate și cade jos, așa în fund, se uită speriat la mine. Ce? Se uită la ăla și ce am făcut, dar nu pot. Nu se poate, mă, prostie asta. Unde mergeți? Asta nu merge niciunde, stătea. Măi, nu e adevărat. Dar care o fi? Oare nu își băteau ei joc să plictiseau acolo? Nu părea genul. Nu era genul de farsă. Nu părea genul Caterin Costa. Că înțeleg să nu lase boschetari, ceea ce nu-i corect. Că până la urmă să doarmă și boschetare. Pot să înțeleg că ar fi avut ordin să nu lase boschetare. La un moment dat am vrut să ne întindem să dormim și a zis că nu, că să nu punem picioare. Da, mă, Tibi. Și am zis bine. După ne-am pus așa în gara aia care o știu, gara din Arad. O știu. Știu gara din Arad. E goliciune. Eu altceva voiam să te întreb, sincer. Știu de tine că ești milionar realmente și spămiți. Da. Puteai să faci aroganță să-i faci un cadou. Că pe Costi, înțeleg, noi la debut, el nu prea are bani, plus că trebuie să dea la toți aia cu care filmează la între două, să le dea bani să apară la emisiune. Deci nu se poate. Ești curios cât plătește Costi la fiecare să apară acolo? Păi... Serus, Costi! Ce faci? Când am zis că mergem și facem... Să uită. Să uită, dar nu dă share. Dacă nu te uiți, dar ți-ai făcut toate episoadele, să prinzi și tu viteză pe internet cu Tibi și cu Dragoș, ai câte 300-350 de vizualizări pe clip. Dar deci nu poți să le cu Tibi și cu Dragoș, că Tibi să nu trebuie să se știe. Ce? Că voi îl ajutați cu scenariu. Nu ajutăm. Continuăm. El cu Ciui îl ajută cu scenariu. Cezare filmează. Cade, participă și deci, așa e endorsement, eu n-am văzut în toate. Nu există, dar nu există. Cine ești tu, mă, Costi, copil protejat? Deci, n-a dat Cat Mobile la micuțul atâția bani să facă cu alpaca lui Godină. Da. Viralizare. Pe Raul Gheba, pe... Pe Raul, l-a avut pe Raul. Da, și nu... Pe Costel. Nu n-am avut nimic cu Raul. Ce? Ce să avem? Ceva, o colaborare, ceva, o poveste. Ba, am avut în 2014, zicea, când vreau să văd cum e să fiu retardat, mă uit la Epic Show. Cam asta. Era doar un status de Facebook. Cam atât. Dar altceva nu știu să fie avut. Și am mai avut o discuție după show-ul lor. Și chiar am povestit despre alpaca lui Godină, despre reclama Cat Mobile. Da, că trebuia să nu fie că nu pătează nimic. Brașov. Da, și a fost făcută în Brașov reclama pentru că trebuia să folosească alt alpacă și aia nu știu cum era pe stop. Avea alte filmări de alpaca de la. Și au zis, bă, hai să luăm alpaca lui Godină. Și după aia a zis, bă, dar se simte prost Godină dacă îi luăm numai alpaca și nu-l băgăm. Hai să luăm și pe Godină. E exact el. E ce trebuie. Dar Godină, bietul, cu postarea lui de acolo doi, bă, bărbat, că te uiți la ea, ai bază în el. Cola cu cuțitul în parcarea... Nu știu, în chipul ăsta cu Budapesta a mers așa pentru că atunci când am luat biletele n-am știut că vin înapoi în rate. Am crezut că mă întorc. Mm-hmm. Și după aceea... Cât ai stat o zi? Păi am stat 9 ore în Budapesta. Am mers, am stat 9 ore și am venit înapoi. Și 4 ore, 5 în Arad. Deci tu vreo două, o noapte bună a fost nedormită. 31 de ore din care am dormit vreo 3. De-aia încă nu ești bun după o săptămână. Că am fost eu bun vreodată. Cumva 100% la mine, cam 60% la alții. Și după aia și seară de stand-up cu 5 minute. Oh, da.
Și tu ai fost acolo. N-am avut eveniment. Am avut eveniment în fiecare zi, săptămână. Zic cum fost din 12 oameni, câți am fost? 10, 12. Și mai aveți unul acum în weekend, când am eu eveniment la IT-ști. Nu. Eu am văzut iar unul cu Nicu. Nicu și cu Sasha. Nicu, tu și Sasha. A, tu ai, eu nu am. Care este joi sau vineri. Sau miercuri. Mergem la o firmă și facem stand-up. Bute, mă! Hai! Bravo, vouă! Zic cu cuțitul că scurge. O să fie greu, dar... Domnul Godin, așa. Bărbat bine, s-a mutat de la rutieră la bătăușă organizați. Om, nu jucărei. Era în parcarea molului din Brașov și unul a agresat-o pe una și a scos un brician. Și Godin, bărbat, bă, am zis-o tot timpul, când îl vezi pe la cu cuțitul, nu te dea rotundul cu mine goale. M-am tirat, am luat-o pe femeie, am luat un prieten, am sunat la poliție. Băi, tot statusul a scris beatul. Chema poliția din Brașov, care poliția din Brașov a venit după 20 de minute. Secția e lângă mol. Cu explicat. Okay. Timp de 20 de minute, lumea acolo cu solidaritate să nu lase pe ăla să plece. După 20 de minute a venit Loganul în liniște. O stat, o așteptat. Intră toate mașinile. O semnalizat și Loganul. Stați-ne și pe noi să intrăm că avem o intervenție. Păi i-a dat unul flash-ul. Hai, hai din, așa. O lăsat-o, Loganul s-o dat jos ăla. Mă zi, agent de poliție, cum era, cum, ce s-a întâmplat? E un cetățean, are briceag la el, a amenințat-o pe doamna. Ăștia țineau imobilizat? Nu, cumva înțeleg din ce explica Godină că nu-l încolțiseră, că era tot cu cuțitul ăla. Domne, stai că acum ai, nu știu ce, s-o strâns mai mulți, mă rog. S-o dat jos polițistul, s-a uitat la Godină, care e problema? Păi uite omul cu briceacul, nu știu ce, cu nu știu cum. Păi, zice Godină, de ce ai venit fără... De ce ai venit? Fără 20 de minute fără girofaruri. Păi mergem fără girofaruri, că dacă punem girofarurile ne urmărește presa, așa apărem la presă. Și de acolo următoarea discuție a fost, dar eu m-am adresat dumneavoastră cu dumneavoastră, i-a zis polițistul. Dumneavoastră, de ce ziceți tu? Sau ceva de genul ăla. Aia a fost discuția. Și povestea Godină de căcat, de cât e de situație, de nu știu ce. Că se plâng că îi urmărește, că îi vânează presa. Păi sunt. Și în America erau aia ambulance lawyers. Sau cum era? Da, ambulance lawyer. Ambulance chasers. Chasers, da. Ambulance chasers, pardon. Păi da, da. Și la noi. Urmărește presa. Vede o mașină, un Logan de poliție că se târăște cu... Te duci după să vezi unde e. Atat tot. Să vezi ce s-a întâmplat, da? Bă! Eu aș da mai mult girofar să se vadă că lucrez. Da. Vezi fiecare... Cum altfel să semnalizez că lucrez ca polițist dacă nu cu girofar? Știu și ai dreptate. Pe cuvânt. Mi se pare. A fost o chestie. Știți că mai există bingo. Club de bingo. Eu vreau să zic de interzisul manelelor că a fost o întreagă dezbatere și n-am apucat să vă încep ce părere aveți. Dar am văzut toate memele de pe Facebook. Nu, este total greșit. Și am văzut și aia de la USR Tineret care își cere scuze până la urmă că am greșit, am făcut și noi o glumă, dar iertați-ne. Mi se pare că nu trebuia dar să mai fac asta. Dar care a fost gluma? 1990. Iliescu interzice accesul în țară a regelui Mihai. 2019 Nicolae Robu interzice pe rege din Timișoara. E o glumă bună. Și lumea o să arsă de cur, că cum puteți să comparați pe un țigan cu maestatea sa, regaliști în general. Pe de altă parte, maneliștii au un talent și... Oh! Și au muncit o zi. Cumva Guță nu-i regele manelelor pentru că taică s-au fost regele manelelor și după aia au murit, știi? Regele manelelor pe cont propriu. Nu că s-au născut în familia. Ai o problemă cu comparația asta, dar n-ai o problemă și crezi în monarhie, adică într-un monarhia de monarhia de acest gen de validare sau de merit. Da. Monarhia linșează epicărie. Bă, dar se foarte se sare, bă, sare se lumea de arsă de nu cur. Nu se glumește așa ceva. Sare arsă de cur. Ca la Charlie Hebdo. Da. Nu mai poți să faci o glumă. Putea să vină ea să zică, domnule, e vorba de interzicerea unui cult, a unui sistem de valori. Da, și o să vină manelești și o să zică, da, frate, să ascult că zici de joale. S-au cerut iertare. Da, stai, bă, uite. Eu sunt cu interzicerea gălăgiei în public dacă nu e autorizată. Hei, dacă vrei știi să... pe câți kilometri se aude de la noi, de la biserică, difuzorul lui Popa? Aia vreau să zic. Da. Copile, duminică dimineața l-aud pe Popa explicând în limbaj de lemn chestii pe care nu le înțelege nimeni. Ies duminica cu Dobby pe centru în Cluj și se aude fucking cel mai sinistru
soundtrack ever. Efectiv te apasă, da, pe suflet. Duminică dimineața, da, în centru Cluj. Dar stai, soundtrack-ul e una. Și sunt oameni care stau, nu intră în biserică, stau acolo în față ca zombie și se aude în totul. Soundtrack-ul e una. Predica, există două feluri de predici. Și am ascultat preoți hăruiți care îți vorbesc de... Eu am înțeles, stau ca prostul și ascult, mă, ce frumos o zis. Solul de gospel să cânte Kanye West. Exact. Că eu dacă nu vreau să aud, nu trebuie să înțeleg, aud. Aici vorbim de un principiu de... Am vorbit... Când am slujit într-o... Nu știu dacă duminică era alea. În fine. Vorbim de un principiu. Dar asta la românii dubla măsură. Dacă e gălăgie de la biserică, e bună. Dacă e gălăgie de la vecinul că a pus muzică, e nesimțită. Da, nu știu, dacă e gălăgie de la aceiași români... E 50-50. Da. Deci pe unde locuiești în parc. Sau dacă ai dat apartament, dat în chirie. Cum se interzic manelele în Timișoara? Că eu nu știu. Ești amendat dacă bași manele sau... Cred că e ceva de pus în spații publice. Da. Și fii atent. Sunt de acord, nu pui niciun unde fel de muzică în spațiu, da, public. Da, dar da, cum au zis prostalău că manele, unde e limita dintre etno și bune care vom folosi, da, un etno? Uite, este o speță bună. Boxele cu Rachmaninov. Dacă mi-au eu o boxă mare și îmi pun niște trap în ea. Da. Bă, nu e trap, am vrut să zic. Nu e același lucru. Da, cea mai bună soluție o dat-o Ricci Balint. Ricci Balint, actorul de la Oradea, da, de faine, Ricci de Îl știe toată lumea după nume că apare acolo. Toți părinții și copii. Zone Studios. Zone Studios. În rolurile principale. Richard Balint. Serios, Ricci. Și o zis Ricci... Stai, e ok. O zis Ricci că... bă, numai pentru asta ar merita următorul, numai ca să-l filmez. Asta o pus-o. Te duci în Timișoara și pui câteva boxe de la wireless încărcate în coșurile de gunoi, păsut tomberon, păsut ufișe. Dar multe. Astea, mă. Te duci pe o bancă, scoți telefonul din buzunar și dai play la toate boxele aia și pe o rază de... Și să cânte, să vezi poliția locală care aleargă în disperare, să vadă de unde vine sunet. Din tomberoane să cânte. Așa sunt zilele mele. M-am distrat. Mie mi-a plăcut foarte mult că s-au luat de la un eveniment unde cânta într-o piață. Eu aia nu știam de la ce s-au luat. Bă, Tibi, așa țuică bună, eu nu știu de unde e așa. Lică băiat fin. Îmi place că a pornit biful pentru că Lică băiat fin i-a făcut dedicație la Nicolae Robu. Care efectiv sună nume inventat dintr-o carte slabă. Lică băiat fin și Nicolae Robu. Ăla era acolo în piață, avea o boxă, cânta nu știu ce și cred că l-a văzut pe Robu și a zis să trească primarul și la asta i-a picat rău. Că se asociază. Că nu a zis nimic că dat 10 goluri. Exact, că nu a zis. Să poate asocia cu așa ceva. Da. Te îngură încă, Lică băiat fin. Bă. Deci cam asta s-a întâmplat în ultima. Și freza e greșită dacă stai să gândești, că e mai jignitoare decât manele. Freza e a lui anii 70. Da, Lendelun. Nu, Albano. E Albano toată ziua. Albano. Corect. Dar și grătarele cum se interzic? Pur și simplu că nu se mai lasă să facă unde? În spații publice? Cred că. Dar în Timișoara oricum nu prea să făcea pe stradă. În București am văzut pe stradă. Mult. În fața blocului. Grătar? Boai. Cartier întreg. Da, de Crăciun. Nu, de Crăciun, de Revelion. În Cluj. Nu se face full. Grătar în fața... Nu, am văzut. Vorbesc serios. Avem grătarele la civilizație. Am văzut zona aia. Fără spărare țigănească. Sus, acolo, au grătare făcute. Da, acolo. Și au mai făcut la noi primărie. Au făcut în parcul frumos de la Gheorgheni. Copile, ai grătar cu tot ce ai nevoie, numai îți duci carnea și lemnele. Na, bun. Lângă parcul copiilor. Să miroasă și nasul lor un pic de fum de la grătar. Și aici cum e? Să nu faci în parcuri? Sau... Că nu știu. Nu m-am încurcat în detalii de astea. Dar vă ziceam că mai există bingo. Există așa. Club de bingo, cred că la 20 de ani după ce erau mainstream. Dar nu, ce 20 de ani? Ce mai bine? Au apărut pe la mijlocul anilor 90, atunci erau de șmecheri. Bingo. Și erau bișnițari, erau toată lumea acolo. Era spumă. Și cred că prin 2000 cam gata. A zis spumă la bișnițari. Cam gata. Am fost în 2013. Am mers așa ironic, hipsterește. O gașcă. Și am jucat. Există tot felul de chestii de astea, de folclor al bingo-ului. Dacă tu câștigi, cumperi la toți de la masă bilete. Nu zic. Da. Și lume de aia. Adică sunt oameni care în general, nu zic mobil, că zic celular. Sau molecul. Genul ăla. Da. Nu știu, dar e foarte vintage pentru că nu e foarte digitalizat. Când te-ai jucat ultima dată bingo?
Păi da, atunci a fost prima și ultima dată, în 2013. Nu vă zic eu când m-a jucat bingo, dar cred că ne-a făcut semdruidul. Că e gata. Dar eu mai am poveștile, eu și nu v-am zis de doamna Marița de 70 de ani. Dar zice, 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 facem la Patreon, da, facem, că așa e corect. Aaa, doamna Marița, gata, știu. Ma, că, de obicei, Marița nu e de Dace și este și un film. Da, nu, doamna, ce-am pus a fost numai o poză, dar doamna Marița mi-a povestit chestii. În următor. Vă pupăm, vă iubim, vă mulțumim că existați. Dar trebuie să dăm și la Patreon ceva, că, pentru că și oameni au finos... dat și noi am rămas da, datori. Da, da, am rămas da, datori la Patreon cu niște povești faine, nu? Aia e. Asta e. Ah, aia e.